Acum vreți să-mi spunem bun venit fratelui Rick cu discursul lui. Greetings, Brother Ucha, and our dear. Salutări, frate Ucha și frații dragi de acolo, din Congo. The dear brother in Kampala. Frații din Kampala. And I also see brethren from throughout Africa. Grateful. Și de asemenea, îi văd pe frații din South Africa. Alte țări din Africa, din South Africa, Africa de Sud, India and North America. Și de asemenea din Europa, Asia, Myanmar, Australia, America. Vă aduc salutări și iubire de la soția mea, de la adunarea noastră, de asemenea de la alte adunări datorită la Zoom, ne întâlnim cu alți frați din alte localități și alte țări. Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru această ocazie de a împărtăși câteva gânduri astăzi din cuvântul Său. Discursul este intitulat Linia de timp profetică, numărul 2. Subiectul Linia de timp profetică ne propune să punem într-o oarecare ordine sau succesiune diverse evenimente profetice care se regăsesc direct sau indirect în cuvântul lui Dumnezeu. Vom încerca să facem acest lucru și cu toate acestea dorim să subliniem faptul că linia de timp propusă conține sugestiile noastre. Nu sugerăm că ordinea de evenimente propusă de noi este singura înțelegere posibilă. Cu toate acestea, considerăm că urmărim cele mai recente gânduri ale mesagerului al șaptelea, ca fratele Russell, deoarece acum, mai bine de un secol, fratele Russell a încercat să ajungă la o mai bună înțelegere a evenimentelor profetice din timpul său. Vom vedea că ceea ce nu s-a schimbat deloc sunt profețiile scripturale în sine. Ni s-a cerut, vrem să considerăm unele dintre așteptările cheie ale fratelui Russell, care indică sfârșitul secericiului. Fraților, prin urmare, întrebarea logică devine, cum vom ști când se va termina secerarea grâului, biserica? Fratele Russell a făcut legătura între adunarea grâului la grânarul ceresc ca fiind un eveniment similar cu închiderea ușii de la nuntă. Din fericire, fratele Russell ne-a oferit înțelegerea sa în volumul 3, pagina 207. Acolo scrie, sunt trei moduri în care ar putea fi indicată închiderea ușii. Primul, printr-o declarație biblică clară a datei. Al doilea, printr-o astfel de schimbare a sentimentului public în legătură cu adevărul, încât fidelitatea și zelul în serviciul acestuia să nu mai întâmpine nicio împotrivire și când suferința cu Hristos pentru adevăr să nu mai fie posibilă. Sau al treilea, să se ajungă la o asemenea stare a lucrurilor din lume,
încât toate ocaziile pentru un astfel de serviciu să fie efectiv împiedicate. La pagina 208, fratele Rusel afirmă că Biblia nu ne oferă o dată exactă, iar scripturile sunt clare, lumea nu va îmbrățișa adevărul decât după ce perioada de seceriș se va sfârși complet. Cu toate acestea, el scrie astfel despre al treilea mod pe care l-a sugerat. Dar avem un indiciu clar că ușa se va închide în modul numit mai la urmă, căci, înainte ca ziua milenară să apară, suntem preveniți în legătură cu o noapte întunecoasă, în care nimeni nu va putea lucra. Vine dimineața și este tot noapte. Scrie în Isaia 21 cu 12. În plus, la pagina 230, citim, deși putem fi siguri că această schimbare a ultimilor membri în viață ai corpului lui Hristos nu va avea loc până când lucrarea încredințată lor în carne va fi îndeplinită, suntem informați, cum este arătat în capitolul precedent, că nu peste mult timp lucrarea noastră va fi oprită, la început treptat, iar apoi complet și definitiv. Când va veni noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. Ioan 9 cu 4. Acum dorim să ne uităm atent la ultimele gânduri ale fratelui Russell despre aceste chestiuni din scrierile sale din 1916. Mai întâi ne vom uita la prefața din volumul 3 din 1916. Citat. Lucrarea secerișului a progresat și încă progresează. Chiar dacă odată am presupus că lucrarea secerișului va fi cu totul împlinită, odată cu sfârșitul timpurilor neamurilor, aceea a fost numai o presupunere care s-a dovedit a fi fără temei, căci lucrarea secerii adevărului și adunarea grânelor coapte a progresat din octombrie 1914 încoace ca niciodată înainte. Să facem câteva observații cu privire la lucrarea secerișului din citatele de mai sus din volumul 3 și din prefața lui din 1916. Este ciudat faptul că fratele Russell a scris în mod clar că Biblia nu dă date exacte. Cu toate acestea, în prefața din 1916, el își corectează greșeala că biserica ar fi fost completă în jurul anului 1914, odată cu sfârșitul timpurilor neamurilor, numind-o o presupunere nejustificată. Acest lucru demonstrează cât de ușor este pentru unii frați dragi să cadă în aceeași greșeală. Suntem atât de recunoscători că Domnul a hotărât să-i permită fratelui Russell să trăiască suficient de mult după 1914, astfel încât să-și poată demonstra smerenia și credincioșia față de Domnul prin corectarea acestei erori, indiferent cât de rezonabilă părea, fără îndoială, la vremea respectivă. Cu toate acestea, fratele Russell nu numai că a corectat acest lucru, dar a mers mai departe, scriind că lucrarea de seceriș cu privire la grâu a continuat după 1914, ca niciodată înainte.
Așadar, niciunul dintre noi nu ar trebui să se gândească la faptul că fratele Russell a crezut că lucrarea de seceriș privind adunarea greului a încetat. De fapt, suntem de două ori binecuvântați. Cum așa? În primul rând, nu trebuie să pierdem timp și energie încercând să găsim o dată pentru sfârșitul seceratului grâului. În al doilea rând, putem să ne menținem în continuare înțelegerea pe care a avut-o fratele Russell despre modul închiderii ușii, adică săgerătorii vor fi opriți și lucrarea de seceriș va fi împiedicată de forțe exterioare. Nu este o decizie pe care trebuie să o luăm noi. De fapt, numai Domnul este cel care poate închide ușa de intrare la nunta fiului său. It does remind us of how it was God that closed the door. Aceasta ne amintește cum Dumnezeu a fost cel care a închis ușa corabiei lui Noe. Dar să revenim la ideea de a fixa datele de închidere a ușii. Din păcate, unii frați au stabilit date încă din 1925, cu aproape un secol în urmă. Cel mai rău a fost când cei care au stabilit date, care au trecut apoi fără nicio dovadă că lucrarea de seceriș s-a sfârșit, au afirmat că, de fapt, ușa s-a închis și că frații nu și-au dat seama de aceasta. Curând au început să promoveze ideea că mireasa lui Hristos a fost completată și că acum este posibilă doar o speranță la învierea pământească. Cât de confuz este acest lucru? Linia profetică a acestor frați este lipsită de suport scriptural. În mod surprinzător, acești frați încă mai studiază cele 6 volume. Cu toate acestea, ei studiază și alte scrieri scrise ulterior de o autoritate pe care o acceptă ca fiind în stare să îmbunătățească mesajul secerișului. Alți frați au stabilit și au promovat date care au venit și au trecut. Cu toate acestea, din fericire, ei nu au încercat să închidă ușa. Mai degrabă, datele așteptate de ei au trecut în liniște. Ceea ce ni se pare ciudat este de ce ar crede cineva dintre noi că Dumnezeu ar vrea ca noi să știm date la care va fi închisă ușa, data? La ce ne-ar ajuta? Cum i-ar ajuta acest lucru pe frați să-și facă chemarea și alegerea sigură? Am învățat că sacrificiul nostru trebuie să fie o jertfă de bunăvoie, că trebuie să continuăm să legănăm sau să înălțăm mica noastră jertfă înaintea Domnului până când El consideră că este destul. Și da, oricare dintre noi ar putea să dea socoteala chiar în această noapte, așa cum ne-a învățat Iisus. Nu datele trebuie să fie motivul pentru care ne angajăm în lucrarea secerișului. Lucrarea de mărturie trebuie să demonstreze dorința noastră de a colabora cu Dumnezeu și cu frații noștri care se află în lumina adevărului prezent pentru a împărtăși altora acest adevăr glorios. Primul nostru motiv este de a ajuta la găsirea
ultimelor boabe de grâu. În al doilea rând, este ca mărturie pentru lume, pentru a le da speranța pentru viitor. În al treilea rând, este de a strânge în snopi neghina înainte de arderea ei. Dorim să ne oprim câteva clipe pentru a discuta un aspect secundar. În volumul 5, la pagina 294, citim: deși misiunea principală a bisericii a fost propria ei dezvoltare, zidire pe credința voastră prea sfântă, spune în Iuda 20, totuși ea a avut întotdeauna și o misiune secundară, aceea de a face mărturie pentru adevăr, de a lăsa lumina să strălucească și de a mustra lumea. Fraților, dorim să observăm că acest citat este subtitlul Cum mustră Spiritul Sfânt lumea? Citez din Ioan 16:8. Și când va veni El, Spiritul adevărului, va dovedi lumea minunată, vinovată, în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Fratele Russell prezintă gândul despre biserică, având Spiritul Sfânt, care le luminează mințile și inimile, care este prima noastră misiune, să spunem așa, și același spirit de sfințenie în ei trebuie să fie o lumină în întunericul acestei lumi. Acesta este un rezultat secundar pentru cei care trăiesc o viață de sfințenie. Dacă doriți, puteți citi mai multe despre aceste două aspecte în volumul 5, la pagina 191, la subtitlul Lupta dintre influențe sfinte și nesfinte. Fratele Russell subliniază misiunea dublă a Spiritului Sfințeniei în acest veac evanghelic. În volumul 1, la pagina 267, citim o altă abordare a acestei duble misiuni a bisericii. Citat: sfinții pot influența lumea numai prin faptul că se separă de ea, prin faptul că lasă lumina lor să strălucească și astfel, prin viețile lor, Spiritul adevărului mustră lumea. Biserica lui Dumnezeu trebuie să acorde toată atenția și efortul pentru propovăduirea împărăției lui Dumnezeu și pentru înaintarea intereselor acestei împărății conform planului prezentat în Scripturi. Cei care sunt familiarizați cu scrierile fratelui Russell înțeleg că el a învățat în mod constant că eforturile noastre de secerare, mărturie, sunt de fapt un aspect important al dezvoltării Spiritului lui Hristos în noi. Returning now to our consideration of Brother Russell's latest expectation. Revenim acum la examinarea ultimelor așteptări ale fratelui Russell. Sermon book, page... În cartea de discursuri, la pagina 686, avem o cuvântare intitulată Marele Tron Alb. Scris în noiembrie 1914, este un discurs aproape unic care demonstrează în mare parte problemele bancare și monetare din acea vreme. La pagina 695 citim această scurtă exprimare.
Regii banilor, conducătorii pământești și prinții eclesiastici se sfătuiesc între ei pentru păstrarea nedreptăților actuale ale lumii de care ei profită. Câteva observații. Observăm că fratele Russell nu își exprimă interesele față de regii monarhici. Mai degrabă, el a înțeles că adevăratele puteri erau cele care dețineau controlul asupra banilor, asupra liderilor politici și a liderilor religioși din lume. Toți aceștia beneficiau de pe urma practicilor nedrepte din acea zi. De fapt, aceleași grupuri încă mai beneficiază. În prefața volumului 3 din 1916 citim: o scurtă perioadă după război va fi un mare triumf al bisericismului. Catolicii și protestanții vor participa la acest triumf, iar prinții, atât politici cât și financiari, îl vor încuraja pe rând în prelungirea puterii lor. Ne putem aștepta atunci la împotrivire mare din partea bisericismului asupra urmașilor adevărați, credincioși al lui Isus, care va avea ca rezultat persecuții serioase, poate chiar până la moarte. Însă triumful Babilonului va fi scurt. Curând, sentința deja pronunțată va fi executată și el va cădea ca o mare piatră de moară în mare, în anarhie, în nimicire, ca să nu se mai ridice niciodată. Potrivit ilustrației din Biblie, nu mult după aceea ne putem aștepta la prăbușirea totală a civilizației actuale. Câteva observații din acest citat. Fratele Russell se aștepta la o scurtă cooperare între papalitate și protestanți, împreună cu liderii politici și financiari, din care rezultă împotrivirea față de adevăr. Care adevăr? Probabil, adevărul că guvernele acestei lumi trebuie să treacă și să fie înlocuite de adevărata guvernare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu aprobă și nici nu sprijină ca poporul său să fie implicat în guvernele lumești. Și, bineînțeles, acest lucru este clar subliniat în volumele 1 și 4, alături de celelalte. Apoi, toate celelalte puncte principale ale credinței noastre, Dumnezeu și Isus, sunt două ființe diferite, că Spiritul Sfânt nu este o persoană, că nu există un loc, foc literal, al iadului cu chinuri veșnice, că în viitor va fi o împărăție a lui Dumnezeu și a Hristosului Său chiar aici, pe acest pământ, că sufletul poate muri, etc. În prefața din 1916 a volumului 4, la pagina 3 citim: Biblia arată că aproximativ în acest timp, când se sfârșește războiul, pagina 2, sistemele bisericii nominale ale lumii se vor ridica din nou la mare proeminență în legătură cu puterile civile. Putem vedea deja motivele pentru aceasta. Bisericile vor fi și ele gata și bucuroase de o astfel de ocazie. Deja se adună la oaltă ca un țul. Pe de o parte, catolicii, pe de altă, protestanții, opuși și totuși legați. Fiecare parte unită,
și federalizată după cele mai bune puteri ale sale. Dar Biblia declară că această domnie, ca o regină, va fi scurtă. În timpul puterii acestei așa zise regine, pentru o perioadă scurtă, lumea va fi sub o mare încordare în privința oricărei prezentări a adevărului. Câteva observații cu privire la acest citat. Fratele Russell spune în mod repetat că Biblia indică. Da, în primul rând, Apocalipsa arată cum se termină acest veac evanghelic. Ea arată că după război vor urma probleme financiare și că conducătorii politici și financiari se vor folosi de conducătorii bisericii pentru a încerca să controleze masele de oameni și pentru a împiedica prăbușirea sistemului economic. Arată cum catolicii și Federația Protestantă vor lucra împreună, deși își vor păstra identitatea individuală. După ce am văzut așteptările de mai sus cu privire la problemele pe care bisericile nominale le vor cauza în viitor, vrem să discutăm câteva minute despre unele dintre problemele actuale pe care ni le pot cauza bisericile nominale. Nouă frățietății. Este adevărat că sunt cazuri în care membrii unor biserici interferează direct cu unele dintre eforturile noastre în lucrarea de mărturie. Mi s-a întâmplat acest lucru ocazional la standurile din târguri, la distribuirea pliantelor și alte astfel de activități. Ni s-a anulat chiar și un contract de publicitate pentru difuzarea peste 20 de spoturi publicitare care descriau papalitatea ca fiind anticristul. Mulți dintre noi am avut ocazii și eforturi bune de mărturie diferitelor persoane care mai apoi au fost oprite de unii servitori nominali care ne-au numit sectă și altele asemenea. Fratele Russell și adevărul sunt încă agresivi și greșit reprezentanți și defăimați în cărți, articole și, bineînțeles, pe internet. However, there is another, perhaps, indirect way in which toate acestea este un alt mod, poate indirect, în care erorile doctrinare și profetice și confuzia bisericilor nominale afectează și împiedică lucrarea de seceriș. De-a lungul anilor, am văzut frați sinceri care au renunțat la înțelegerea adevărului prezent doar pentru a se întoarce la vechile interpretări ale bisericilor nominale, care nu sunt în armonie cu planul divin al veacurilor. Iată câteva exemple. Gândirea că turma mică se află sub același legământ nou ca și Israelul în viitor. Că anticristul nu sunt papii, ci va fi un singur om în viitor. Că profețiile pe care Iisus ni le-a dat pentru cei care trăiesc în timpul parusiei prezenței sale, după cum e descris în Matei 24, s-au împlinit complet la prima sa venire. Că Domnul nostru nu s-a întors sau, dacă s-a întors, nu poate fi, de fapt, în atmosfera Pământului, deoarece nu a fost niciodată trimis cu adevărat din cer. Toate aceste chestiuni și multe altele creează confuzie printre frați și pot deturna buna lucrare de completare a adevăratei biserici. Din nefericire, vom spune că am văzut cerneri enorme printre frații dragi
din cauza acestor idei, dar știm din Scriptură că Domnul a îngăduit aceste lucruri. După cum scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele de la 8 la 12. Acum dorim să scoatem în evidență câteva evenimente actuale care demonstrează că așteptările sale sunt încă corecte și probabile. Cu toate acestea, este important să ne amintim cât de repede și cât de imprevizibil se pot schimba condițiile mondiale. De exemplu, creșterea dramatică a numărului de creștini conservatori în Curtea Supremă a Statelor Unite. Pandemia globală cu toate efectele ei. Sau actualul război terestru, maritim și aerian din Europa. Insurecția din 6 ianuarie de la Capitolul Statelor Unite ale Americii și multe altele. Fratele Russell scria în 1907, în reprintul 3992, nu ne putem gândi acum la ce motiv sau pretext ar putea fi folosit pentru a interfera cu drepturile și privilegiile noastre legale în temeiul legii, dar trebuie să ne așteptăm că în foarte puțini ani Federația diverselor denominațiuni creștine să primească o influență politică pe care nu au mai avut-o niciodată până acum. Și trebuie să ne așteptăm că politicienii să fie gata la acel timp să asculte de vocea unită a poporului, dacă nu de vocea lui Dumnezeu. Și că oricât de ilegală sau nedreaptă ar fi procedura, ei vor fi pregătiți să oprească lucrarea noastră. În Scriptura avem câteva exemple despre cât de rapid și de dramatic se pot schimba situațiile. De exemplu, distrugerea lui Faraon și armatei sale într-o singură zi, sau cei trei evrei acuzați și condamnați. Daniel acuzat și condamnat. Un alt exemplu, căderea Babilonului într-o singură noapte. Sau distrugerea Ierihonului într-o singură zi. Ștefan acuzat și executat de o mulțime religioasă zeloasă. Ioan Botezătorul arestat și decapitat. Ilie despărțit brusc și răpit. Și, bineînțeles, Domnul nostru Iisus a fost arestat brusc, judecat de 6 ori și apoi executat pe cruce. Toate acestea în mai puțin de 24 de ore. Trebuie să fim atenți la privilegiile și datoriile noastre, pentru că niciunul dintre noi nu poate fi sigur cum va fi ordinea împlinirii evenimentelor stabilite de Domnul. Acum urmează câteva dintre evenimentele mai recente, grupate în câteva categorii, care confirmă ceea ce aștepta fratele Russell conform Scripturilor. Mai întâi, știrile religioase creștine. Fraților, am putea cita numeroase exemple cum cei mai recenți papi au continuat în mod agresiv demersul ecumenic către așa numiții protestanți de la Vatican II în anii 1960 și, de fapt, actualul papă Francis este fără îndoială cel mai zelos în eforturile sale. El este
pe primul papă care s-a întâlnit cu Patriarhul Ortodox Rus în anul 2016 în Cuba. Este primul papă care a trimis un mesaj video unei adunări a conducătorilor evanghelici din SUA, cerându-le personal să se roage pentru el. Și, de fapt, Kenneth Copeland a condus acest grup mare în rugăciune pentru ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe papă în anul 2014. Al doilea punct, este suficient să spunem aici că, de fapt, Organizația Bisericii Catolice are un site intitulat Ecumenism, în cadrul agenției lor de știri catolice, care încearcă să țină pasul și să promoveze toate activitățile ecumenice interconfesionale care au loc în întreaga lume. Al treilea punct, au loc meeting-uri politice creștine numite Credință și Libertate. Acestea sunt meeting-uri politice care promovează fără jenă liderii politici care susțin valorile lor sociale. Este o mișcare de tip Dumnezeu și țara, care folosește frecvent muzică de laudă și rugăciuni în cadrul adunărilor lor. Punctul numărul 4. În SUA, conservatorismul creștin, atât în cadrul Bisericii Evanghelice, cât și în cadrul Bisericii Romano-Catolice, printre altele, nu ezită să promoveze lideri politici care le împărtășesc viziunea privind instalarea a ceea ce ei consideră a fi un guvern creștin și modul în care ar trebui să voteze membrii bisericii lor. Acest lucru este valabil și în unele țări din Europa, în special în Polonia și în Ungaria. Punctul numărul 5. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse susține în mod public afirmațiile false ale lui Putin privind invazia Ucrainei. Punctul numărul 6. În ianuarie 2021, podcastul catolic Biblia într-un an cu fratele Mike a fost pe primul loc în Apple Podcast. În iulie 2022, acesta se află pe locul 37 în top 100 podcasturi. A fost descărcat de peste 142 de milioane de ori cu peste 3,3 miliarde de minute de ascultare. În prezent, la numărul 7, în prezent există 2,6 miliarde de creștini în lume. 1,2 miliarde sunt romano-catolici. Aceasta înseamnă multă neghină. Numărul 8. Misiunea în parte a Consiliului Mondial al Bisericilor este de a promova unitatea între bisericile creștine. În prezent, ei zic că au peste 500 de milioane de membri din 110 țări. O parte din declarația lor de credință este: suntem o comunitate de biserici care îl declară pe Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor pentru gloria unicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În 2019, Papa Francis a anunțat o relație extrem de ciudată. Participarea sa la un grup mondial numit Consiliul pentru Capitalism Inclusiv. Membrii acestui grup sunt lideri mega bogați și influenți
precum Casa Bancară Rothschild, directorii executivi ai Visa, Banca Americii, British Petroleum, Johnson & Johnson, Mastercard, DuPont, Fundația Rockefeller și mulți alții. Aceștia au un website care promovează dorința și încercările lor de a-i ajuta pe cei săraci. Este foarte interesant faptul că unul dintre membrii fondatori, Lynn Forrester de Rothschild, a declarat: cred că o mulțime de copii nu au nici bani, nici speranță, iar acest lucru este foarte rău, pentru că atunci se vor supăra pe America. Această relație ne amintește de negustorii din Babilon, capitolul 18. Acest lucru ne conduce la următorul grup, indicatorii financiari ai timpului în care ne aflăm pe linia de timp profetică. Punctul 1. În primul rând, banii sunt bani fiduciari. Aceasta înseamnă că nu există nimic substanțial care să susțină hârtia sau numerele mici de pe ecranul calculatorului pe care le vedem ca fiind conturile noastre bancare. Banii sunt la fel de fiabili ca și încrederea pe care o avem în țara sau instituția bancară care îi emite. Totul este o schemă piramidală. SUA are datorii de peste 19 miliarde de dolari. Nu vă lăsați păcăliți. Criptomonedele sunt și ele doar un joc al încrederii, care este susținut doar până când Domnul decide că este timpul ca ele să se prăbușească. Al doilea punct, din Iacov, capitolul 5, fratele Rusel a văzut că o mare parte din necazul Armagedonului care va veni va fi conflictul dintre capital și muncă. Am putea rezuma pe scurt că acum ne referim la cei mai bogați oameni, acei așa numiți 1%. În continuare, sunt două citate ale organizației Oxfam pentru echitate financiară mondială. 8 persoane dețin aceeași avere ca și cei mai săraci 3,6 miliarde de oameni din lume. Și cei mai bogați 22 de oameni din lume au o avere de peste două ori mai mare decât cea a 6,9 miliarde de oameni. Concluzia lor este: aceasta este o concentrare periculoasă a bogăției. Și potrivit Scripturii, se apropie momentul în care bogăția lor va duce la distrugerea lor. Evenimente mondiale. Punctul 3. Evenimente mondiale. Ne-am gândit să folosim ceasul Apocalipsei pentru a exprima acest lucru, dar mai întâi, câteva informații despre ceasul Apocalipsei. Acest ceas a fost creat în 1945 de Albert Einstein și Universitatea din Chicago. Printre primii membri se numără oameni de știință care au lucrat la proiectul Manhattan, creatorul bombei atomice din Statele Unite. Aceștia au creat acest forum ca o modalitate de a-și exprima îngrijorarea cu privire la starea lumii. Ceasul este setat în fiecare an în luna ianuarie și la început a fost setat la 7 minute înainte de miezul nopții. Cu toate acestea, în 2016, când a fost ales fostul președinte Trump, a fost mutat la 2,5 minute înainte de miezul nopții.
adică de distrugerea totală a lumii în urma propriilor acțiuni nocive. In January of 2022, they left it at 100 seconds before midnight. Apoi, în 2019, a fost setat la doar 100 de secunde înainte de miezul nopții, cel mai apropiat moment din istorie. În ianuarie 2022, l-au lăsat la 100 de secunde înainte de miezul nopții. Cu toate acestea, în martie, după invazia Ucrainei de către Rusia, au emis o declarație privind îngrijorările lor crescânde și anume, pentru prima dată de când a fost creat ceasul Apocalipsei, are loc un război terestru, aerian și maritim în Europa, după cel de-al doilea război mondial. Primul război care cuprinde o centrală nucleară și liderul rus, Putin, a amenințat în mod deschis că va folosi arme nucleare dacă NATO va continua să acorde sprijin militar Ucrainei. Această îngrijorare că războiul se petrece într-o centrală nucleară este în știrile de astăzi. Conducătorul Putin a amenințat să folosească arme nucleare dacă NATO va continua să acorde sprijin militar Ucrainei. În cele ce urmează este prezentat doar una dintre numeroasele preocupări ale acestor oameni de știință. Citat, așa cum a demonstrat insurecția din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, nicio țară nu este imună la amenințările la adresa democrației sale, iar într-un stat cu materiale și arme nucleare, ambele pot fi ținte pentru teroriști și fanatici. În special, insurgenții au fost aproape de a-l captura pe vicepreședintele Mike Pence și fotbalul nuclear care îl însoțește pe vicepreședinte ca sistem de rezervă pentru comenzile de lansare nucleară. Mai mult de 10% dintre cei acuzați de infracțiuni în timpul insurecției din 6 ianuarie au fost veterani sau membri activi ai serviciilor militare. Pentagonul a efectuat o revizuire majoră a extremismului în armată și a adoptat noi definiții ale activităților extremiste în încercarea de a reduce acest pericol în viitor. Gravitatea problemei este clară. Așa au scris oamenii de știință. Observați cât de mult se aseamănă aceasta cu gândirea statelui Russell cu privire la Marea Oștire a Domnului. Și mai mult, aceasta demonstrează că unele dintre cele mai strălucite minți din lumea de astăzi, religioase, sau nu recunosc starea șubredă în care se află lumea, după cum scrie în volumul 4. The untenable condition the world is in. Item B. Punctul 2. Vom mai discuta un aspect al alergării nebune după înarmare, armele de război din spațiu, SUA, China, India și Rusia dispun fiecare de arme similare. Aceste țări au lansat sateliți care, printre alte capacități, au lasere ce pot dezactiva alți sateliți. Cu toate acestea, în noiembrie 2021, Rusia a decis să arate Statelor Unite că are o capacitate deosebită, chiar în timp ce își grupa trupele de invazie la graniță cu Ucraina.
Rusia a lansat o rachetă antisatelit la 310 mile în spațiu și a distrus un satelit de supraveghere din epoca sovietică de 2 tone aflat pe orbita joasă a Pământului. Explozia a creat un nor de resturi orbitale care timp de decenii de acum încolo va amenința sateliții și oamenii de pe orbita joasă a Pământului, care este foarte circulată. Astronauții americani, germani și ruși de pe Stația Spațială Internațională au fost nevoiți să se adăpostească în capsule de transport timp de câteva ore, pregătiți să evacueze în caz de coliziune. Acest lucru a creat 1500 de bucăți mai mari de 2 inci și sute de mii de bucăți mai mici care se deplasează la viteza de 27 km pe oră, mult mai repede decât un glonț. Cât de nebunesc este acest lucru? Ca urmare a invaziei inumane și neprovocate a Rusiei în Ucraina, Germania a decis să cheltuiască imediat 110 miliarde de dolari pentru a-și revitaliza armata. Aceasta este o schimbare uriașă în poziția ei în ceea ce privește armata lor de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Punctul 4. În altă ordine de idei, majoritatea națiunilor europene, dacă nu toate, au început să cheltuiască mult mai mulți bani pentru armatele lor. Suedia și Finlanda au votat pentru a se alătura alianței NATO. Toate acestea sunt lucruri pe care Putin nu dorea să se întâmple. Din păcate, acesta este un câștig financiar uriaș pentru complexul militar-industrial despre care președintele Eisenhower a avertizat națiunea în 1961. Acest lucru și multe altele ar putea fi spuse despre cum un nebun la putere poate pune din nou lumea și inclusiv spațiul în pragul distrugerii. Și observăm cât de brusc s-a ajuns la acest punct. În prezent, punctul numărul 5. În prezent, Curtea Supremă a Statelor Unite este formată din 9 judecători care sunt aleși pe viață. Unul este evreu, unul este protestant neconfesional, unul este episcopal, deși a fost crescut catolic, iar restul de 6 sunt romano-catolici. Ca să știți din context, din cei 115 judecători din istoria curții, au existat doar 15 catolici. În prezent, așa numită supermajoritate, 5 catolici și un episcopal au votat recent pentru următoarele schimbări. 1. Încetarea protecției federale a dreptului la avort. Numărul 2. Permiterea ca oamenii să poată purta pisoale ascunse, fără a trebui să prezintă pentru aceasta o nevoie specifică. Numărul 3. Fondurile din impozitele de stat pot fi folosite pentru școlile religioase, nu doar pentru școlile publice. Și numărul 4. Că un antrenor creștin de liceu poate îngenunchea în rugăciune cu echipa sa pe terenul de joc. Aceste ultimele două hotărâri au fost văzute ca o erodare a zidului dintre biserică și stat. Indiferent de opinia fiecăruia cu privire la aceste probleme, este clar că această supermajoritate creștină conservatoare
este hotărâtă să aducă schimbări fără precedent în legile acestei țări. Aceasta indică în mod clar o schimbare bruscă și profundă, asemănătoare cu ceea ce aștepta fratele Russell, și anume că protestanții și romano-catolicii activi, din punct de vedere politic, ar trece cu plăcere peste diferințele lor de doctrină și practică pentru a pune în lege și în guvern orice conducători care promovează agenda lor politică și socială creștină. Acestea sunt departe de vechile eforturi ale majorității morale. In the world we have seen, am văzut că odată cu avansarea tehnologiei moderne, în lume există așa zise surse de știri de toate felurile, liberale, conservatoare, ultraliberale, ultraconservatoare, de centru și așa mai departe, pro-guverne, antiguvernamentale, științifice, aproape științifice și pur și simplu neștiințifice. Există adevăruri concurente și fapte discutabile. Mijloacele de comunicare socială, inclusiv TikTok, au devenit distribuitorii adevărului pentru cei care aleg să se conecteze la ele. Oamenii nu mai pot fi de acord nici măcar cu privire la știința și faptele reale, chiar și în ceea ce privește cele mai importante chestiuni, de la sănătate până la cine sunt conducătorii noștri aleși. Acest lucru nu este unic în Statele Unite, ci este o epidemie la nivel mondial, care duce la confuzie, frică și violență fără precedent. Teoriile conspirației au devenit atât de prolifice și atât de adânc înrădăcinate, încât multe dintre ele au devenit ca niște credințe religioase. Oamenii sunt gata să moară pentru a le susține. Și acest lucru, fratele Russell, l-a văzut din Scriptură. Numărul 7, pandemia COVID, criza din domeniul sănătății și criza financiară aferentă este, bineînțeles, ca de proporții memorabile, în mare parte datorită rapidității cu care se transmite la nivel mondial. Normele sociale au fost modificate în mod dramatic în timpul pandemiei și nu s-a terminat. În publicațiile Natura și Săptămâna apar articole care subliniază că am intrat într-o pandemie, adică o perioadă definită de puterea virusilor asupra umanității și a lumii în general. Aceasta înseamnă posibilitatea tot mai mare a transmiterii a mai multor virus de la animale la oameni, de care animalele purtătoare nu sunt afectate, dar oamenii, neconfruntându-se cu ei până acum, nu au niciun răspuns imunitar la aceștia. Oamenii de știință știu că în mamifere și păsări există sute de mii de virus. Câteodată un astfel de virus este transmis unui om și doar uneori va reuși să se lege și să pătrundă într-o celulă umană, după care ar putea să se înmulțească înainte ca sistemul nostru imunitar să recunoască invadatorul și să producă anticorpii și celulele T și B necesare pentru a-l îndepărta. Bineînțeles, același virus pot fi transmiși prin alimente, apă și suprafețe contaminate.
pe măsură ce clima se încălzește și oamenii continuă să se extindă în habitatele animalelor, creștem șansele de a avea tot mai multe astfel de contagieri. Item F. In 2021, in the USA, there were over... În anul 2021, în SUA, au fost înregistrate peste 45.000 de decese cauzate de arme de foc. Peste jumătate au fost sinucideri. Au avut loc 517 împușcături în masă. Guvernul american a comandat o anchetă oficială privind OZN-urile, obiecte curătoare neidentificate. Rămâneți pe recepție. Hackerii și hacking-ul, pirații informatici, nu putem decât să menționăm cât de devastator a fost și poate fi acest potențial de întreruperi de proporții. Această amenințare și ravagiile pe care le poate crea cresc în putere pe măsură ce lumea se bazează din ce în ce mai mult pe serviciile electronice. Rezumând toate informațiile de mai sus, putem înțelege cu ușurință că toate evenimentele profetice scripturale pe care le aștepta mesagerul al șaptelea continuă să se desfășoară și astăzi. Procesul prezis al durerilor nașterii, care aduce noul cer și noul pământ, continuă cu o urgență sporită. Oamenii își dau sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Vrem să ne uităm la o schiță care arată o cronologie profetică. Această cronologie prezintă 50 de evenimente scripturale diferite care se întâmplă acum sau se vor întâmpla în viitor. Please try to remember what we brought out at the beginning. Vă rog să încercați să vă amintiți ceea ce am spus la începutul acestui discurs. Acestea sunt doar sugestiile noastre. Ne vom concentra doar asupra acestor lucruri care se referă în special la copiii lui Dumnezeu concepuți de spirit. Excuse me for a second. Let me move that. Let me move that over. Okay, excuse me. Today, we have the hour of temptation. Astăzi avem ora de încercare din Apocalipsa 3:10. We have the hunters and fishers. Avem vânătorii și pescarii pentru poporul evreu. Currently, ca poporul evreu să se întoarcă în Israel. În prezent, mulți evrei părăsesc Rusia. Încă așteptăm un colaps financiar parțial care va contribui la pregătirea terenului, ca să spunem așa, pentru apariția unor guverne mai puternice. De asemenea, teama față de islam continuă. Ne așteptăm la un război arabo-israelian cu țările vecine apropiate.
an Arab and Israeli war. This is with their near neighboring countries. Acesta va fi urmat de un sentiment de securitate pentru Israel. A confederacy develops. Între liderii bisericii și cei ai guvernului se dezvoltă o confederație. Aceasta este descrisă prin orăcăitul ca de broască a balaurului, puterea civilă, a fiarei, papalitatea și a prorocului mincinos, Federația Protestantă. Va urma apoi semnul fiarei, forțat de către icoana vitalizată, Federația Protestantă a fiarei, papalitatea. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în trecut. Vă rugăm să citiți prefața volumului 4 din 1912, 16 pagini. Imediat după forțarea semnului pe care turma mică credincioasă nu l-accepta, urmează ilustrația lui Ioan Botezătorul, simbolizând turma mică în carne, care transmite un mesaj final de adevăr. The symbol, sorry for repeating. The symbol of John the Baptist symbolizing a little. Ilustrația lui Ioan Botezătorul simbolizând turma mică în carne va transmite un mesaj final de adevăr care va declara că actuala confederație dintre biserică și stat nu este împărăția lui Dumnezeu și nici nu este voia lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte asemănător cu lovirea Iordanului de către Ilie, un mesaj de adevăr care separă publicul. Până la acel timp, toți cei 144.000 au pecetea pe frunte și va avea loc vărsarea ultimelor plăgi. The antitypical John the Baptist. Piața antitipică a lui Ioan Botezătorul, ultimele membre picioare ale Duhului lui Hristos în carne, sunt întemnițați sau opriți într-un anumit fel. Acesta este timpul nopții întunecoase, când nimeni nu poate să lucreze, când lucrarea de mărturie este oprită cu forța. La acel timp se face separarea între fecioarele înțelepte și fecioarele nechipzuite, clasa turmei mici și clasa marii mulțimi. La fel ca și clasele antitipice, Ilie și Elisei. Atunci marea mulțime își dă seama că nu face parte din turma mică, clasa miresei. Atunci ușa odăi de nuntă va fi închisă. Ultimii membri ai turmei mici sunt martirizați, lucru arătat prin moartea lui Ioan Botezătorul și prin faptul că Ilie este răpit. Atunci va fi timpul ca membrii marii mulțimi, încă în carne, să aibă experiențele lor, să cumpere uleiul, Spiritul Sfânt și să primească autoritatea de a fi reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. And now we have the marriage of the Lamb. And his bride takes place in heaven.
Și acum căsătoria mielului și a miresei sale are loc în ceruri. La ce punct? Babilonul cel mare este doborât. Mai întâi, elementul religios. Nopii de neghina sunt aruncați în cuptorul de foc. Creștinii nominali își dau seama, atât prin evenimentele care se petrec, cât și prin mesajele finale pe care le-a transmis turma mică, că ei nu sunt adevărați ucenici al lui Isus. Îngerii căzuți nu mai sunt reținuți, așa cum se arată prin dezlegarea completă a celor patru vânturi. Pentru că atunci toți, din turma mică, vor fi primiți pe cetea pe frunte și vor fi plecat la răsplata lor. Marea mulțime va avea parte de ultimele experiențe prin cea mai grea perioadă de necaz care a existat vreodată. Toți cei din marea mulțime vor ieși din sistemele bisericești nominale false pe măsură ce acestea vor fi distruse. Duhului la noi, în acel timp, întregul sistem economic se va prăbuși. Marea oștire a Domnului va fi atunci pe deplin angajată în revoluția socială, care în scurt timp se va transforma în focul anarhiei, mistuind toate rămășițele cerului și pământului vechi. Pătrâna aceea are o culoare de rămas. Acest lucru este exact așa cum a profețit Iisus și cum au declarat apostolii Petru, Pavel, Iacov, Ioan și Iuda. Fraților, ne vom opri aici din analiza acestor evenimente profetice pe axa timpului. Vrem să încheiem prin a ne reaminti că trebuie să ne bucurăm când vedem toate aceste dovezi, că Domnul clatină vechea ordine mondială, astfel încât El, Iisus și Mireasa, sperăm că inclusiv voi și cu mine, să poată începe să pună totul la loc, doar că mai bine. Fie ca Domnul să-și adauge binecuvântarea sa. Thank you very much, Brother Rick. Mulțumesc, frate Rick. The Lord add you a great blessing.